Bună ziua! Aș vrea să vă salut, domnul ministru. E onoare pentru noi. Dragul meu prieten Sorin și dumneavoastră, bineînțeles, dragii mei. Cartea de față scrisă de domnul Sorin Berilă tinde să facă o istorie a mișcării de stânga mondiale, dar cu accent pe cazul special al României. Este o întreprindere temerară, greu de realizat, dar totuși cu șanse foarte mari de reușită. Demersul acesta a fost determinat de o îngrijorare majoră a autorului și a multora dintre contemporanii săi, îngrijorarea cauzată de un fenomen acutizat relativ recent, anume neomarxismul. Lumea gândită astfel și numită globală nu este departe de poporul muncitor unic al comunismului de odinioară și nici de lozinca prin care comunismul s-a consacrat. Proletari din toate țările, uniți-vă. Firește, mijloacele contemporane de impunere a acestui nou marxism sunt mult mai subtile și de aceea mai ademenitoare, dar ele nu-i pot înșela pe cunoscători. Autorul pornește de la surse indubitabile, caută antecedente, găsește avocați, aproape uitați ai cauzei, îi dă în vilac pe unii teoreticieni considerați importanți, dar care au fost oboșarea acestui nou marxism. Natural, cartea oferă și soluții care nu sunt unice și nici infailibile, dar care ar putea conduce spre remedii eficiente. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor fi capabile și dispuse să preia asemenea sugestii și să le aplice într-o salvare a valorilor consacrate. Optimismul autorului este unul realist și ponderat, dar nu lipsește, ceea ce devine foarte important pentru mesajul cărții. Mi se pare extrem de importantă preocuparea unui intelectual de talia domnului Sorin Berilă pentru soarta lumii noastre în general și mai ales pentru viitorul societății noastre românești. Cu asemenea mesaje ca acesta, din care reiese că măcar unora dintre noi ne pasă, că suntem îngrijorați și preocupați, că nu vrem să lăsăm lucrurile la voia celor care seamănă vânt, nu mai pare chiar totul pierdut. Cartea presară printre rânduri încredere, iar încrederea bine cultivată poate naște speranță. Vă mulțumesc frumos!